Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare lună, Venus ascende în nodul nord în peștișor. După cum vedeți, noua asistentă Merlin 2, prima Merlin, Merlin 1 doarme, doarme. A adormit și capii, capii boticelii. Să sperăm, dragii noștri îngerași, ghizii noștri spirituali, ai mei măcar, Sfinți Arhanghel Mihail, Gabriel, Uriel și Rafael, vă rugăm mesaje bune pentru peștișorii. Așadar, aici a venit ceva. Aici nu. Aici a venit ceva. Am amestecat cărțile. Da, dragostea este peste tot în jurul vostru. Numărul 16 este numărul turnului în tarot. Într-un mod neașteptat, vă veți întâlni cu dragostea. Mai suciți-vă și voi, mai învârtiți-vă, uitați-vă stânga-dreapta, de unde vine, să poate nici nu vă uitați în stânga și ei vin din dreapta. Asta e. Dar și când vin, vor fi multe, multe emoții. 18 numărul lunii. O eclipsă asta de lună, probabil, vă sensibilizează. Îmbrățișați-vă emoțiile. Emoțiile sunt ca un inorog care vă duce cât mai departe. Și puteți vedea lucruri, puteți anticipa, puteți intra în dimensiuni. Dragii mei piștișori, posibil cineva vrea să călărească. Înțelegeți ce vreți? Să călărească un inorog. Bine, am zis că vrem mesaje frumoase pentru peștișori. Măi, eu cred că trebuie să o scuzați în gălăgia. Deși am pus muzică la voi. Pomul vieții. Din aur. Ca să trăgeți abundenți. Să vă fie bine. Hai să vedem peștișori. Peștișorii mei. Dragii mei. Acum, ce îi spune? Nu fi pentru toți peștișorii, dar etalarea în general pentru soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, pentru fiecare se împlinește într-un anume fel. Eventual. Și dacă nu se împlinește, next time, ascultați altceva. Așa, așa, da, venise lumea. Da, a venit lumea. O nouă lume. Încheiați un mare, mare capitol și deschideți un altul. Lumea înseamnă și o împlinire. Un mare succes. Wow! Un mare succes. Vreau să zic o chestiune la distanță. Poate comunicați-o mai cu cineva. Poate aveți un job pe internet. Și se întâmplă ceva. Ceva de bine. Pare de bine. Lumea poate să reprezinte distanță mare între voi și cineva, dar rămâne de văzut, totuși, cum apare acest mesaj, sub ce formă. Dar pur și simplu așa, ia, ce mai e pe aici? Regele de monede. Ar putea să fie un succes. Aici? Trei de monede. Poate să fie o colaborare cu doi de cupe. Posibil că o să vă întâlniți cu sufletul vostru pereche, pentru unii, la un moment dat, cândva, cât mai curând. Vă rugăm, mai repede. Așa, pentru alții, posibil, da, să fie un succes, trei de monede. Și v-am zis, doi de cupe, eu văd ca pe o colaborare, în care doi oameni se înțeleg într-o privință, într-un proiect și, ia uite, succes care aduce mulți bani. Șapte de cupe. Vă împliniți multe vise, visuri cu acest succes, cu această realizare. Acușica, stai să mai vedem ce mai este, ce mai simt. Am văzut turnul, dragostea este în jur și lumea. Ceva vine de, totuși vine de la distanță spre voi. Sau ce veți realiza vă va... Se va duce de veste în jurul lumii. Tot la succes ajung. Pentru unii, nu pentru toți. Depinde ce ați făcut pentru succesul ăsta. Ca să vină. Dar la capătul setului de cărți aveți un rege de monede. Temperanța. Regele de monede reprezintă succes financiar, reușită profesională, stabilitate profesională, apreciere, respect pentru o poziție. Care o meritați, ați muncit îndelung pentru această poziție. Pentru alții poate să reprezinte faptul interesant că vă vindecați de un personaj prea concentrat pe bani, pe profesional, pe carieră și care a blocat
relația dintre voi, dintre două suflete pereche. Unii dintre voi aveți de ales între a vă vindeca de acest personaj și eventual a alege altă, o colaborare sau un suflet pereche care vă înțelege, cu care veți fi foarte fericiți. 9 de cupe, 2 de cupe, 9 de cupe, ce poate fi spânzuratul? Ci că unii zic că e și zodia peștilor, dar și 9 de cupe, tot zodia peștilor. Și 2 de cupe poate să fie și pești, rac și scorpion. Și cavalerul de cupe. Mai, dar câte cupe aveți, măi, oamenilor? Faceți aici clubul semnelor de apă. Pești, rac, scorpion. Ia uite ce e aici, petrecere. Nu-i dezmăți, e petrecere. Dar dacă alege sufletul pereche, hai, către mare, mare fericire. Cavalerul de cupe aleargă după regina de cupe, evident. Ar fi culmea să fie invers, nu? Adică, din fericire, din cupă în cupă, din bucurie în bucurie, puteți să ajungeți la o chestiune serioasă. Iar la un contract care aduce reușite financiare, dar poate să fie și căsătorie pentru unii. Da. E un început la care ați muncit, pe care l-ați așteptat de mult timp. Nu știu, 7 de cupe l-ați și visat. Hai să vedem, mai peștișori. Peștișori, mai. Dacă dați lovitura, vă rog frumos. Băgați aici un pic la donații, ceva acolo. Hai. Dar nu doar eu spun. Acum, hai să vedem cum se și confirmă. Dacă mai apar mesajele astea faine sau a fost doar unul și gata. Situațiune pentru peștișori. Cântați? Sunteți un pic cu capul în jos. Zăpăciți de cap, aș spune. Poate unii sunteți mai zăpăciți. 16, iar apare 16. În aceste de cărți 16 reprezintă steaua. Mai devreme în 16 reprezenta dragostea este peste tot, în jur. În jur, lumea, la distanță, steaua înseamnă distanță. Dar steaua înseamnă și predestinare. Într-un mod neașteptat, zic și neașteptat, că tot mă fixez pe această, pe acea simbolistică a turnului. Dar ceva se întâmplă la 16 sau 16 vă influențează într-un fel sau altul. Dar 6 și 1 și 7 numărul acestui an. În acest an, eu spun acum în mai, dar în acest an veți avea parte, nu știu, de un mare succes. Lumea, steaua. Și dacă în acea carte era visează mura, dragostea este în jurul vostru, dragostea poate să însemne, repet, și colaborare, comunicare benefică, armonie între voi și cineva. Și aici pe steaua. Dar asumă că unii dintre voi sunteți pe cale să atingeți acest succes, alții aproape că l-ați atins. Și apare turnul, dar care are numărul 19? 19, 18. Soarele și luna. După multe griji. Deși de obicei aceste cărți reprezintă, da, uite, sunteți în plin proces de vindecare, de o situație grea pentru unii. Un contract, probleme legale, probleme financiare cu banii, cu opt, cu griji, stres mental, poate chiar pierderea cuiva, cuiva drag, cuiva față de care ați fost loiali. Evenimente neașteptate au fost în viața voastră și acum aș spune că începeți unii, cei care ați trăit evenimente negative, neașteptate, vi s-a zdruncinat viața din temelii, vă reașezați, dar urmează să vă regăsiți adevăratul destin, vindecarea. Și vine undeva de la distanță pentru unii. Eventual, alții, mai aveți ceva, repet, încă nu ați pus mâna, nu ați început calea, trebuie să vă redresați. Ceva se întâmplă. Steaua. Poate lucrați în public,
cântați, jucați teatru, spuneți, eu știu, poezii. Are așa o figură teatrală. Unii, nu toți. Dar știți ce mai simt? Unii dintre voi chiar trebuie să vă studiați mai bine harta astrologică, să înțelegeți ce aveți de făcut, care sunt calitățile voastre, cum le puteți susține, dezvolta. Asul de spade iar apare. Opa, și împăratul. L-am văzut și în timp ce amestecam. Un nou început. Un nou început, dar apare și împăratul. Un personaj foarte puternic vrea să comunice cu voi. Poate să fie și încăpățânat, dar în primul rând e puternic. Acum dacă e și încăpățânat, cam în general oamenii puternici sunt și încăpățânați. Dar vrea să iei de la distanță lumea. Eu la o intersecție de drumuri. Stă la distanță sau comunică și manifestă ceva cu voi. Da, visează. Dacă e la distanță, stă și visează. Cum o să fie când o să vă întâlniți? Patru de... Ia uite, da. Ce frumos o să fie. Ar vrea să vină cu faietonul, să fiți fericiți. Și aici este alegerea acestui personaj. Ori stă și visează, ori comunică. Hei, ce face? Și creează stabilitatea. Hai, peștișor, soare, luna, Venus, ascendent, nodul, nodul, peștișor odată. Wow! Wow, ce senzație! Nu știu, unii veți simți o trădare? Cineva încearcă să vă bârfească pe la spate? Ce înțepătură am simțit ea! Posibil dacă aveți succes, probabil vor fi multe bârfe și invidii. Mai ales dacă veți avea de-a face cu un personaj puternic, am văzut împăratul. O dată, de două ori, de trei ori, peștișor, soare, lumea, Venus, ascendent, nodul, nodul, nouă de cupe, împlinirea dorințelor, visurilor voastre. Hai să vedem. Asul de spade iar apare. Doi de bâte, reapare, ceva, ceva. 10 de cupe l-am văzut și mai devreme, reapare. 4 de spade. Aș spune o bucurie care vă vindecă. O mare, mare bucurie care vă vindecă. Bucurie, da, e, asta e starea de bucurie, de euforie, poate vindeca, poate ridica un om din boală, poate trezi morții. Morții la modul metaforic, evident. Totuși, ia uite, faetonul. Și ce vrea să-ți facă acest faeton? Mai vrea să se întâlnească cu voi acest faeton. Iar faetonul reprezintă distanță. Faetonul merge către stea. Voi sunteți predestinați să fiți împreună cu cineva. Cu care chiar reușiți să fiți foarte fericiți. Dar pentru asta trebuie comunicat, în adevăr. Trebuie scos din teacă această comunicare sau acest adevăr. A fost acoperit, a fost ținut, legat de o karmă, de ceva. Deci totul începe cu comunicare. Și comunicarea asta va inspira și vă va inspira și pe voi și pe ei să alegeți doi de bâte. Dar doi de bâte nu înseamnă doar alegeri, înseamnă și planuri. Odată comunicat, primiți inspirație, că înseamnă și inspirație divină. Cum să mergeți planul acesta și cu faetonul mai aproape de aceasta, sau cum să manifestați, mergeți, manifestați, variază, această fericire, 10 de cupe. Și 10 de cupe, chiar dacă nu e o familie fericită, poate să fie o afacere de succes, o colaborare super excelentă cu cineva. Unii dintre voi, interesant, aveți de ales între un semn de aer și un semn de apă.
Dar reapare iar aerul, apă, aer, apă. Cred că e o chestiune totuși între mental, trebuie să alegeți între minte și suflet mai degrabă. Nu vreau să mă fixez pe zodii, dar apar peștrac, scorpion, clar, gemeni, ceva balanță, în mod special gemeni. Zodia leului. Sau săgetătorului. Însă ideea este că aceste planuri trebuie să fie făcute într-un mod creativ ca să puteți să manifestați ce se poate mai bine din această idee. E o idee. Și acum, dacă nu e comunicare, este o idee foarte interesantă, aș spune divină. Cum să mergeți și în ce direcție să o luați ca să aveți parte de aceste momente de succes, de fericire, de împlinire, de happy, happy, happy. Și a spune că de fapt este cam așa. Asul de spade, patru de spade, ideea, sau nu, vine așa. Deci eu le-aș așeza așa. Patru de spade, asul de spade aici. Patru de spade, asul de spade. Vă va inspira cum să alegeți, cum să faceți planuri. Casă, planul de călătorie sau cineva vrea să vină spre voi. Variază. Ca să fiți fericiți împreună cu sufletul vostru pereche. Și repet, dacă nu e sufletul vostru pereche, este un personaj cu care reușiți să colaborați, să comunicați, să creați. Nu știu. Steluțe, curcubee. Și eu cred că îngerii vă ghidează. În acest moment, trei de cupere văd ca pe cele trei grații. Sunteți ghidați. Eu așa văd cărțile. Eu așa l-aș așeza. Și de fapt, cred că așa este povestea. Gândiți-vă bine, meditați, vindecați-vă de rănile trecutului, de situațiile tumultoase, zdruncinătoare, prin care ați trecut unii dintre voi. Reașezați-vă cu patru. E o chestiune iar care ține de casă și de stabilitatea voastră. Reașezați-vă forțele, gândurile, energiile mentale mai ales. Vindecați. Unii poate aveți probleme cu spatele. Vindecați-vă. Dați-vă timp ca să vină această idee. Poate că a trecut timp. Că am văzut totuși faetonul și care are în spate acest patru de spade. Poate personajul care vine înspre voi a tăcut o perioadă și a dat timp, eu știu, 3-4 ani. 3-4 săptămâni. Nu e 3-4 zile. 3-4 luni. Variază. Și a dat un timp între 3 și 4 de a manifesta acest început. Se întâmplă ceva. Dar chiar și așa, chiar dacă reprezintă energia acestui personaj care vine spre voi, e bine. Dar eu zic că poate să vă reprezinte și pe voi, nu doar energia acestui personaj, pe voi, determinați, am văzut, faetul nu merge către trei de cupe, determinați să mergeți înspre persoana predestinată, înspre un succes, o bucurie, pe care o meritați, repet, după o perioadă de probleme de sănătate, de griji, de stres, de situații neprevăzute. Și dacă v-ați dat timp, vine și ideea. În ce direcție să mergeți? Că aici este planul și intersecția. Faetonul călătorește, da? Poate vreți să vă luați o mașină, poate sunt chestiuni și de legate de mașină, dar nu doar asta. În ce direcție să mergeți? Înspre X sau înspre Y? Normal trebuia să fie patru cărți, dar mai trag și eu cu coada ochiului.
La capătul setului de cărți, 5 de cupe. Eremitul. Deci tăcerea a fost între voi și cineva. Iar regrete, lacrimi, dor. Acest personaj a tăcut pentru că a avut nevoie să gândească ce să facă. Și nu e nimic de acuzat, pentru că uneori e bine să-ți iei timp de gândire. Dacă e prea mult, atunci este copleșitor. Ia uite, timpul acesta a devenit arzător, copleșitor. Aș spune că s-a agravat pasiunea dintre voi. A devenit prea intensă din cauza lipsei de comunicare. Emoțiile sunt copleșitoare. Și pasiunea și emoțiile. Și trebuie musai să creați ceva. 3 de monede. Să se comunice. Cavalerul de spade, asul de spade, să se comunice. Să se acționeze cu determinare. Iar e călătorie. Cineva trebuie, nu știu dacă voi. Poate că celălalt personaj trebuie să-și facă curaj. Faetonul e determinat pentru că a ales. Dar cât ia până alege? Să vă faceți curaj, să mergeți. Iar la lună plină, iar călătorie, cine vine spre voi? Spre dragoste. O dragoste care vă dă stabilitate. Peștișori. Nu, eu nu sunt obosită la ora asta, nu sunt. Eu obicei mă cul la două. Ce apare? 7 de monede. Ați așteptat? Și acum gata. Luați decizia cea bună. Luați moneda, eu știu, ideea și sunteți pregătiți să creați ceva. Iar apare faetonul. Totuși, în cazul în care nu sunteți voi, e un personaj care și-a dat timp. Și-a luat timp să încheie un ciclu dureros în viața sa. Poate că a fost trădat de niște persoane. Sau s-a simțit trădat. Într-o poveste de dragoste, poate chiar de voi. Da, eu știu. Hai să vedem. Soare, vină, vină să ascendem. Nodul nord. În peștișor. Dată. De două ori. De trei ori. Pată de cupe. Regina de cupe. Dacă nu sunteți voi, ea semn de apă care vrea să comunice cu voi. Sau un semn de aer care simte, nu doar că gândește și vrea să comunice, simte foarte multe emoții. Vedeți? Și. Regina de cupe. 6 de spade. Iar călătorie. Planuri de călătorie. 8 de cupe. Valetul de bâte. Mai cineva vrea să părăsească. Opte cupe merge către 9. Și aici apare 10. Către dragoste față de sine. Steaua, faetonul și steaua. Steaua a fost clarificată de faeton. Ori un personaj, da, ori un personaj la distanță, iar apare stea, e ori un personaj la distanță, ori voi în momentul în care lăsați oamenii, lăsați în urmă un trecut, care nu v-a prit,
și mergeți cu încredere către, în primul și în primul rând, vă vindecați sufletul. Comunicați din suflet. Mai clarificăm 5 de monede, te rog. 5 de bătăi. 5 de bătăi. Nu știu, doamnelor, ați fost părăsite de un personaj care a avut o atitudine imatură. A fost atracție sexuală, dar a avut o atitudine imatură și am senzația că acest personaj și-a dat timp, îi clarifică patru de spade, să-și pună mintea în ordine, să se vindece de aceste tendințe. Aș spune cu faetonul și steaua, ar fi o revenire după o perioadă de abandon și cinci de cupe. Nu, 5 de monede și 3 de cupe ar fi metoda. O metodă creativă prin care puteți să vă reîntâlniți, să recreați ceva după o perioadă de abandon. Și vorbesc la trecut. Deci aceste cărți reprezintă și trecutul și viitorul. În prezent este gândul și sunt planurile de călătorie. Haideți să punem un pic în ordine aceste noțiuni, nu știu, idei, informații. Că tot e Mercur retrograd și poate că informațiile și eu le-am primit mai dezorganizat, că tot avem patru de spade, să le punem un pic în ordine. Deci etalarea începe cu un as de spade și cu regina de cupe. Hai să luăm așa pe două variante. Doamnelor, pești, drac, scorpion, vreți să manifestați ceva nou. Și pentru asta trebuie să lăsați în urmă niște ape tulburi. Să vă faceți niște planuri de călătorie și de detașare mentală ca să pășiți pe un nou teren. Detașare mentală și eliberare emoțională ca să puteți manifesta fericire. E dreptul vostru să fiți fericit, da? Astea sunt planurile, de fapt. Vedeți? Două bâte. Hai să vi le arăt cum văd eu. Planuri ca să vă atingeți fericirea. Detașare mentală de persoanele tulburi, de griji, de stres, de situații care v-au dărâmat, v-au zdruncinat. Detașare mentală și eliberare emoțională, transformare emoțională. Interesant că în aceste de cărți rămâne totuși, se vede cineva privind într-o cupă. Un personaj, nu e obligatoriu să fie energie feminină. Energia feminină în sensul că un personaj care e fixat pe trecut, care nu acționează. Poate să fie o rudă, poate să fie o colegă de, la locul de muncă. În momentul în care voi plecați, în momentul în care voi vă detașați, aceștia să aibă tendința să se uite. Dar totuși peștișorul n-a mai lăsat sau peștica n-a mai lăsat nimic în urmă? Ma? Nu. 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 Nu e cazul. N-ai ce să mai lași. Ce a fost, a fost. Mă mir că n-a apărut moartea, dar apar totuși niște regrete. A fost o tăcere care lungă, care a dus multe lacrimi.
Dar iar aș spune că este un lucru între un lucru cu mintea și cu sufletul vostru. Pentru a vă manifesta, iar lăsați în urmă oamenii care v-au rănit. Eu femeie pentru unii, poate să fie rudă, soră, mamă, colegă, șefă, e o energie feminină. Și totuși aici e un bărbat. Un bărbat lasă o femeie în urmă. Și mai altă femeie care știe ce simte și ce gândește. Cred că această energie feminină e alta persoană. Dacă a fost un triunghi amoros sau dacă nu e neapărat amoros, a mai fost o altă persoană, repet, o rudă, o soră, o mamă, o, eu știu, verișoară sau un amic, nu contează, cineva între voi, acel personaj va fi lăsat totuși deoparte. Pentru că afară totuși steaua, apare faetonul care reprezintă victorie, determinare. Să se atingă această bucurie, această eliberare, această vindecare, acest destin. Acum, eu aș interpreta și la nivel personal toate aceste mesaje, repet, eliberarea voastră mentală și emoțională de personaje care v-au ținut pe loc, care au tendința să se uite tot timpul în trecut și să nu privească. Nici la prezent, nici la viitor. Și dacă este mesaj strict personal, ce aveți voi de făcut pentru a vă atinge fericirea, eu cred că s-a înțeles. Deja. Lăsați în urmă oamenii care vă țin pe loc, vă pun la pat, vă consumă energia, tot timpul sunt nemulțumiți, tot timpul mai vor ceva, mintea și emoțiile sunt tot timpul într-o mișcare, niciodată nu sunt în pace, în echilibru. Îi lăsați în urmă. Și mergeți, faetonul, mergeți. Chiar dacă asta înseamnă chiar călătorie fizică, nu vorbesc doar de, eu știu, mergeți ca o metaforă, nu. Poate chiar trebuie să vă distanțați fizic de aceste persoane ca să vă atingeți destinul cu steaua. Poate totuși cineva vă inspiră pe unii dintre voi, poate voi inspirați pe alții. Variază. Dar orice probleme financiare au fost cândva, orice trădare, că am simțit-o începător, a fost o trădare în viața voastră. O veți rezolva într-un mod creativ, cu 5 de bâte, care în acest context after tarot este creativ. Soluții creative, prin creativitate. Și acum, iar revenim la asul de spade și regina de cupe. Totul începe cu o idee. Dar ideea ca să se manifeste, iar e un secret al manifestării, ideea ca să se manifeste cât mai repede, trebuie unită cu sufletul. Trebuie să fiți între minte și suflet. Ca lucrurile să prindă formă mai repede. Ia uite, victorie. Mai, totuși. Eu am vorbit acum despre voi, dar iar apar mesaje cum că cineva vine înspre voi. 6 de bâte, cavalerul de bâte. Doritor să se împace, să echilibreze situația dintre voi. Personajul acesta iar vine de peste, de la distanță, de peste, nu știu, hotare, chiar.
probabil personajul atrage, nu vreau să zic atrage atenția. Și vrea, nu știu, o colaborare cu voi. Vrea să se echilibreze lucrurile. Deci să fiți fericiți, să vă întoarceți acasă, să manifestați o nouă idee, un nou proiect. Ia uite, asul de spade. Să vă înfruntați fricile sau să le depășiți. Că de înfruntați le-ați înfruntat până acum, să depășiți. Luna este între asul de bâte și asul de spade. Ambele reprezintă idei strălucitoare. Victorie, revitalizare fizică și mentală, după o stare de frică, de grijă, de stres, de lacrimi. Același rege de spade care a fost mai devreme. Ia uite. Același rege de spade, apare, reapare împăratul. Ia uitați-l aici, regele de spade. Personajul care și-a dat timp, poate exagera de mult să se gândească. Nu știu cât e de înțeles ceea ce spun. Nu sunt obosită, nu e, chiar am zis, nu e ora la care eu mă culc. Dar cred că acum deja începe să simte influența lui Mercur. Care este în retrogradare? Dacă nu înțelegeți, mai ascultați când iese Mercur de retrogradare. Dar ceva, ceva foarte... hai să nu zic foarte... O victorie și vindecare profundă se manifestă. Începând din această lună. Eventual de la această eclipsă. A spune, nu, că eu mă transform de mult timp, mă vindec, sunt în adevăr, sunt în echilibru. E un subiect, e un departament în viața voastră care acum atinge sau se apropie de un succes, de o eliberare, de vindecare, de ce vreți voi să-mi spuneți. Și da, uite, stau și mă gândesc. Sper că n-am depășit oricum. E ultima etalare pe seara asta, 37 de minute. Stau și mă gândesc. Da, vedeți? Totuși, bărbatul acesta și-a dat timp de gândire. Iar zic expresia asta. Acest personaj ține 4 spade, da? Ia uitați-le aici, 4. De gândire și de alegere, 2. Ca să vină înspre voi, doamnelor, în mod special. Poate unele doamne aveți copii. Și dacă nu aveți copii, aveți, eu știu, animăluțe, ființe dragi în preajmă, de care aveți grijă. Acest personaj vrea să vină spre voi. Aici este. Și eventual acest personaj, că bă, că e aceeași culoare și aici, și aici, și eventual și aici. Acest personaj lasă în urmă o altă energie. Poate să fie mamă, soră. O persoană care, repet, are tendința să stea în trecut în loc să se concentreze pe prezent și pe viitor. Acest personaj s-a săturat de ființa aceasta. S-a săturat. Știți care ar fi tendința acesteia care rămâne în urmă? Pe lângă faptul că e tot timpul nemulțumită, nesatisfăcută,
tot timpul creează senzația, se victimizează, aici știu, se victimizează. Și cât poți să stai lângă un personaj care se victimizează tot timpul? Și repet, poate să fie mama cuiva, care niciodată nu e mulțumită. Eu știu cu ce face băiatul său. Niciodată, nici o fată nu e suficient de bună pentru băiatul său, niciodată nu e mulțumită de ce face, eu știu, ce creează băiatul său, de câți bani aduce în casă, de cât muncește, de cât... Interesante mesaje, da? Am spus că poate să fie și o mamă, poate nu e mamă, poate e o fostă parteneră, poate e altceva. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează că voi intrați în adevăr într-o nouă etapă. Puternică. Puternică. Cu cât vă vindecați, cu cât vă echilibrați emoțional, cu atât manifestați mai puternic fericire și adevăr și victorie și destinul vostru. Aici este patru de spade. Clarificat de valetul de curte. Acesta lasă în urmă. E dezamăgit de această femeie, ființă ce-o fie. Este dezamăgit. Faetonul și steaua. Poate să fie distanță. Ambele reprezintă distanță. Poate să fie distanță mare între voi și acest personaj. În acest motiv trebuie străbătută distanța. Poate să fie și o persoană publică pentru unii dintre voi, că tot am văzut împăratul și șase de bâte, personaj care atrage atenția, lumea se uită la el, la ea, eventual. Dar vorbim totuși de o energie masculină, totuși. Atrăgător. Acest personaj vrea să fie cu voi trei de cupe. Să găsească soluții creative, eventual să vă fie alături interesant, la greu, și să lase persoana aceasta veșnic nemulțumită. Iar este o energie feminină, care pleacă cu sacul. Aici pleacă cu sacul și lasă pe cei doi în frig. Dar ei își găsesc ancora unul în celălalt. Aici e interesant. Este tot timpul. Se uită, vedeți, tot timpul se uită într-o cupă. Măi, dar nu pot și eu să mai primești ceva din situația asta? Eu cu ce mă aleg? Și dacă ar fi un divorț și eu cu ce mă aleg? Dacă ar fi o separare și eu cu ce rămân? Și dacă celălalt pleacă și mie ce-mi lași? Tot timpul. Nu știu ceva. Probabil că o să aflați despre acest personaj în cazul în care nu știți despre cine vorbesc. Nu vă dați seama. O să aflați. O să aflați adevărul. Ia, uite! Peștișorilor, vă iubesc, I love you! Just love, 21, iar lumea. Mai. O nouă dragoste. Alegeți dragostea. Nu știu. Parcă m-a apărut, măi. Oricineva se gândește să se împace, să comunice ce simte, să renască alături de voi. Ceva se întâmplă. Și credeți-mă că încerc să văd. Multe variante. Iar comunicare, I love you și comunicare, cineva vă iubește și vrea să comunice. Ce e așa neclar? Evident. Vă rugăm mesaje pentru peștișori. Și dacă peștișorii merg, faetonul, către succes, vă rugăm, trimiteți-ne și nouă un link, să dăm like-uri, să vă apreciem și să aplaudăm. Mi-am
mesaje pentru peștișori. Și iar, repet, nu toate mesajele sunt pentru voi, poate doar o parte din ce am spus se vor împlini acum, altele altă dată. Selectați pentru că, am zis, sunt pentru Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Pești. Și în plus, nu fac etalări pentru toți besmeticii și toate besmeticele. Ca să știți, dacă aveți energii toxice în preajmă sub zodia asta, nu e problema mea. Fac pentru oameni normale, dar sunt pentru oameni normale, da? Pentru toate... Asta apare? Ia uite, trebuie să iertați. 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 Și mergeți mai departe cu faetonul către direcția voastră. Ce-a mai apărut? Ascultați-vă inima, exact. Ascultați-vă inima și vorbiți din suflet. Ah, ce frumos! Măi, până la urmă, tot manifestați o uniune. Am mai fost la ce am mai fost? Am mai fost la RAC? Unde am mai fost? Nu mai știu unde am mai fost. Am mai fost undeva asta. Și protejați pe cei pe care iubeți. 10. 10, 1, 28. Măi, intrați pe manifestare, clar. 1, 1, 1. Și cu asul de spade încă 1. 1, 1, 1, 1. Probabil vedeți 11, 11. Vă apropiați de flacăra. Ia uite, 11, de flacăra geamnă 13. Mai, eclipsa asta din Scorpion aduce multe miracole, multe binecuvântări. Cineva se întoarce, back to what you love. Cineva se întoarce către dragoste. Dacă oferiți la... Dacă sunteți amabili, sunt și ei amabili, exact asta. Petreceți timp de calitate unul cu celălalt și cred că până una alta, până se împlinește, că vă cam visați. Vă cam visați unul pe celălalt. Ce frumos, interesant. Chiar dacă pare complicat. Ia, mesaj. Intrați în puterea voastră. Pășiți înspre puterea voastră. Pășiți, pășiți. Aveți încredere, cu alte cuvinte. Aveți încredere. Concentrați-vă pe pozitiv. Chiar credeți în chestia asta, că dacă nu credeți, nu se manifestă. Și dați timp, nu de dați timp persoanei, dați timp acestei idei să se manifeste. Poate ar trebui să faceți un pic de fitness, pilates. Eu sunt la gură de slăbire. Da, bine, la mine cura de slăbire a început cu ceai. Ce ai dislăbit. Da, onorați-vă sentimentele, emoțiile, stările. Că visați, că regretați, că plângeți, onorați-le. Lăsați-le să fie. Fiți deschiși la schimbare. Uh-huh. Și ce mai ce? Aveți grijă la detalii. Da? Apropo, de semnul opus vouă, de fecioară. Fiți atenți și la detalii. Și, exact, clear your mind. 6 de spade și 4 de spade. Clarificați-vă gândurile, ordonați-vă mintea, traduceți cum vreți că gata. Măi, în principiu, mesajele sunt pozitive. În principiu, mesajele sunt pozitive. Sper că v-a plăcut totuși. E așa, e un haos creativ aici pe masa mea. Nu intrați în panică, totul va fi bine. Uh-huh. Deschideți-vă către schimbare. Ia uitați, nu uitați să închidem cu această imagine și nu uitați declarația de dragoste. Mai ceva tot se întâmplă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, ceau, ceau.